încep prin a mărturisi că mă simt foarte bine aici printre basarabeni. Nu trebuie să vă mai explic de ce, prietenii știu de ce. Și printre scriitori. Am fost de curând la Chișinău, la zile Chișinăului. I-am întâlnit cei mai buni dintre cei de față și acum e ca o prelungire a celor zile minunate pe care le-am petrecut în Chișinău. Dar acum, pentru că această lansare de carte s-a transformat într-un fel de cenaclu și i-aș spune o șezătoare. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre scriitori. Pentru că ei reprezintă cel mai bine, după părerea mea, o națiune. Și cred că fără scriitori, o națiune nu poate să existe. Și am admirat totdeauna la scriitori, a fost putere. Și am admirat și am invidiat. Pentru că despre putere, cu adevărat, se pot exprima numai cei care au deținut-o. Ceilalți pot bănui ce înseamnă exercitarea puterii. Și pot să vă spun de aceea că, după părerea mea, cea mai importantă putere nu o au nici șefii de state, chiar nu de imperii, nu o au nici șefii armatelor, oricât de mari ar fi aceste armate. Nu au nici bogulii din economie sau oligarhii în imperii economice, ci au scriitori. De ce? Pentru că aceasta pleacă însăși din modul de exercitare a unei puteri care rămâne etern. Și, după părerea mea, scriitorii, mari scriitori, și când sunt scriitori, mă refer numai la cei pentru care viața înseamnă a scrie. Ceilalți, mă rog, folosesc cuvinte. Dar pentru scriitori, în acest sens, pentru cei care nu pot să trăiască fără să scrie, exemplare sunt trei războaie pe care le duc. Războiul scriitorului cu personajele, războiul scriitor cu personajele sale, care se revoltă, care la un moment dat vor altceva, se revoltă și dacă sunt de ficțiune, va atât mai greu. Se revoltă și dacă sunt inspirate din istorie. Al doilea este războiul scriitorului cu cuvintele, care cuvinte și ele se revoltă, au viața lor, au destinul lor și nu se lasă ușor cucerite și stăpânite sau administrate. Și cel de-al treilea și poate cel mai greu este războiul scriitorului cu el însuși. Și cei care fac parte din această categorie de scriitori, cred că știu ce înseamnă epuizarea la terminarea unui roman, acel gol în care cauți o nouă forță și o nouă inspirație. De aceea, cred că scriitorii sunt cei care rămân. Ei nu pot fi uciși decât într-un singur mod. Prin uitare. De aceea, cred și mă refer la ce s-a spus aici despre detractorii lui Eminescu. În cazul unui mare scriitor, gânditor, cum a fost Eminescu, și contestarea este favorabilă. Pentru că orice contestare aduce în discuție opera și, mai mult decât atâta, luminează o parte anume a operei care poate altora care îl iubesc de la început sau iubesc opera de primul moment nu au sezizat. Aș putea spune că lucrurile stau, eu sunt cristalograf și mineralog, ca și în cristalografie, dacă luminezi, pui o radiație asupra unui corp, obții o reflexie. Dar obții, dacă radiația este de un anume fel, obții și o refractare pe statele interne ale cristalului. Dar aceasta se întâmplă numai dacă acolo există un cristal. Dacă acolo sunt niște structuri reticulare. Dacă este amorf, nu obții niciun fel de refractare. Iată de ce cred că orice
prilej de acest fel, orice discuție prietenească în jurul unor cărți, cum sunt aceste cărți, Dicționarul Universal Ilustrat al Limbii Române, această minunată carte pe care ne oferă Mihai Cimpoi și cartea atât de lăudată pe care mă grăbesc, sper să citesc cât mai curând, pentru că e vorba de teme pentru acasă. Așa că asta va fi tema mea pentru acasă în perioada viitoare. Cred că toate aceste cărți, adică acești oameni strânsi în jurul unor cărți, pot crea o solidaritate mai importantă decât cea obținută prin slogane, îndemnuri sau altele de acest gen. Iată de ce vreau să felicit încă o dată pe toți cei care au organizat și participă la această întâlnire și pe dumneavoastră pentru că sunteți aici. Vă mulțumesc!